Terenurile de sport din cartierele municipiului Deva și cele din incinta unităților de învățământ au intrat într-un proces de reabilitare. Unele dintre aceste obiective au fost deja reabilitate, iar cel mai recent a fost reabilitat terenul de sport multifuncțional de pe strada Mareșala Verescu, în spate la Vânătorul și Pescarul, lucrările urmând a continua și în alte zone din Deva. La această bază, dedicată practicării mini-fotbalului și basketului, s-a făcut schimbarea totală a tartanului, înlocuirea plasei de împrejmuire, montare de panouri noi, vopsirea bordurilor de delimitare și trasarea marcajelor pentru terenuri. A fost nevoie de această reabilitare. Noi continuăm reabilitarea acestor terenuri. Am intervenit în zona de agrement Bejan, acolo unde am reabilitat terenul de fotbal. Am intervenit în zona NL3, unde cred că în urmă cu un an jumate, 2 ani am intervenit și am făcut acea reabilitare. Iată că astăzi suntem în zona Vânătorul și Pescarul. Ne bucurăm că am reușit să reabilităm acest teren și vom continua. Săptămâna viitoare, cei de la Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva vor începe lucrările de reabilitare a terenului de sport de pe strada Panseluțelor din cartierul Dorobanți. Intervenția la aceste terenuri, dar și la locurile de joacă din oraș, reprezintă o prioritate pentru SPIGM și municipalitate, care își propun să le reabiliteze pe toate în acest sezon estival. Săptămâna viitoare vom fi într-o altă zonă, în zona Dorobanți, acolo unde, după ce va fi reabilitat, vă așteptăm să faceți câteva cadre, să vedeți cum va arăta și terenul din acea zonă. Este o prioritate pentru noi, este o prioritate nu doar intervenția asupra acestor terenuri, cât și intervenția asupra locurilor de joacă. Încercăm ca în acest sezon, până la sfârșitul sezonului, să trecem prin fiecare loc de joacă, să reabilităm fiecare astfel de teren, astfel încât lumea să fie mulțumită și ele să fie folosite așa cum ar trebui, din plin. Terenurile de sport și locurile de joacă pot fi utilizate gratuit de locatarii cartierelor respective, dar și de ceilalți deveni dornici să facă mișcare. Cei care doresc să folosească aceste terenuri sunt rugați să respecte programul de liniște al asociațiilor de proprietari din zonă și curățenia.